În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tată, ai avut vreodată posibilitatea să faci o faptă bună și n-ai făcut-o? Aceasta este una dintre primele întrebări pe care Părintele Arsenie le-a adresat celor care veneau în general pentru prima dată la spovedit. Și oarecum era bulversantă această întrebare, de vreme ce toți ceilalți duhovnici se întrebau ba de una, ba de alta, niște lucruri foarte exacte, foarte fixe, dar Părintele deja te arunca așa într-o mare de iubire, din care atunci când te scotea, nu se mira că ești ud, nu se certa că ești ud, ci pur și simplu te îmbrățișa și îți deschidea un alt orizont. Noi credem că greșim numai atunci când facem rău, dar greșim foarte mult atunci când nu facem binele pe care putem să-l facem. Iată că astăzi Sfinții Părinți ne-au rânduit ca înainte de Crăciun să ne prezintă o Evanghelie în care să ne învețe tocmai lucrul acesta. Și anume, mi se spune că odată un om oarecare, așa spune Sfântul Evanghelist Luca, a făcut cină mare și a chemat la el pe mulți. Și la ceasul cinei a trimis slujitorul său și l-a rugat să anunțe: cina este gata, stăpânul vă cheamă. Și au început toți să se vaiete de parcă ar fi fost înțeleși, frumos zice Sfântul Evanghelist Luca. Și unul a zis: mi-am luat tarină și trebuie să mă duc să o văd, nu pot să vin, iartă-mă. Al doilea a spus: femeie, mi-am luat și nu pot să vin, te rog să mă ierți. Și un altul a zis: nu pot să vin, pur și simplu. Acum vă imaginați că aceste categorii de oameni care și-au luat țarină, și-au luat soții, și-au luat voie și trebuiau să-i încerce, toți aceștia, refuzându-l, s-a mâniat stăpânul când a aflat și a trimis pe slujitorul său să ia de la ulițile cetăților pe toți și să intre la cină, căci este gata. Făcând acestea, slujitorul a spus: stăpâne, am făcut toate și am adunat pe toți, dar încă mai este loc. Și atunci stăpânul a zis: mergeți la colțuri și la garduri și siliți să intre toți, pentru că cei pe care i-am chemat nu vor gusta din cina mea. Iubiți credincioși, acum cred că trăim niște vremuri în care cineva, dacă află că așa se pune problema cu cina, începem să zâmbim puțin. Adică știți pe cineva care e invitat la vreo cină și nu se duce? E bine, poate că nu e vorba neapărat de cină. Sau nu știm noi categoria aceea care mai are alte preocupări. Dar să știți că lucrurile stau exact așa cum ne îndemna prin întrebare Părintele Arsenie: tată, ai putut să faci o faptă bună și n-ai făcut-o. Noi suntem invitați. Invitați la cina Domnului. Astăzi, duminică fiind, este cina Domnului. Și iată că noi suntem adunați foarte mulți. Dar nu suntem toți. Dacă stăm și întrebăm pe fiecare în parte, fiecare va găsi câte o scuză de genul: mi-am luat soție, nu pot să vin, mi-am luat 15 perechi de boi și trebuie să-i încerc, mi-am luat pământ și de asta nu pot să vin. Fiecare dintre cei care nu sunt aici are câte un argument foarte, foarte pertinent prin care ne explică faptul că nu a venit pentru că. Această argumentație este exact unealta cu care diavolul îl lasă chipurile pe cel care s-a învoit într-un fel sau într-altul să doarmă liniștit în continuare, spune: nicio problemă, eu am argumentul meu și iată, sunt aici și nu pot să fiu în altă parte.
Acum să știți că toți dintre cei care suntem aici puteam să fim în cel puțin 10 locuri. V-am mai spus și altă dată lucrul acesta, dar am ales să fim aici. Și dacă am ales să fim aici, trebuie să mergem până la capăt și să ne cercetăm și pe noi. Nu cumva am fost și noi chemați de Dumnezeu la o anumită lucrare și ne-am dat așa, cum zice românul, după degete? Cu siguranță. Ne-a dat Dumnezeu talent și noi, în loc să-i cheltuim, ori am pus deoparte, ori ne-am împiedicat cu altele și i-am dat deoparte. Să știți că această chemare la cină nu este neapărat una, o chemare la masă sau neapărat la lucruri comode. Vedeți că nici a te duce la masă nu e un lucru comod, după cum am aflat de la categoriile respective. Această chemare este darul vieții la care Dumnezeu ne-a chemat și ne cheamă în continuare să facem parte, să luăm parte. Cum facem noi însă? Noi ne dăm de colo-colo și începem să refuzăm. Despre acest refuz aș vrea să vă spun eu câteva lucruri astăzi. Acest refuz pe care noi nu îl considerăm la capitolul păcate. Atunci când mergem la duhovnic, nu mai băgăm în seamă că am întristat pe cineva prin faptul că n-am răspuns la o anumită chemare. Nu mai băgăm lucrul acesta în seamă. Dar dacă vă întreabă duhovnicul, ați făcut vreo faptă bună și putea să o faceți și n-ați făcut-o, trebuie să ne aducem aminte întotdeauna de câte chemări am primit noi. De la Dumnezeu prima dată, apoi de la părinți sau de la copii sau de la vecini și nu am răspuns. A răspunde la o chemare este exact cum am răspunde la o întrebare. Și v-am spus și data trecută, la o întrebare nu se răspunde cu o altă întrebare. Se răspunde pur și simplu. Mai frumos este să răspunzi, nu știu. Dar când o să știu, dacă o să știu vreodată, o să vă spun. Decât să întrebăm cu o altă, să adresăm o altă întrebare de răspuns, mai bine să fim sinceri. Iubiți credincioși, acum să fim sinceri cu noi înșine. Dumnezeu ne-a chemat la multe ascultări. Și noi am dat vina, așa cum a dat vina de altminteri Adam pe femeie. Doamne, nu eu, ci femeia pe care Tu mi-ai dat-o. Așa, dar l-a făcut pe Dumnezeu indirect răspunzător pentru neputința lui. De atunci se vede treaba că noi facem același lucru. Când ne cheamă Dumnezeu, păi omule, unde ești? Noi, în primul rând, ne facem că n-auzim. Ei, dar după ce vedem că mergem ce mergem și ne suflă respirația în spate și Dumnezeu e după noi, atunci începem să ne spunem, știi, aici, dar nu sunt îmbrăcat, să vezi o altă scuză, e dată de Adam la această chemare pe care Dumnezeu a adresat-o prin pilda aceasta a chemării la cină. Prima categorie de oameni care l-a refuzat pe Dumnezeu a fost Adam, care a zis, sunt gol și nu pot veni. Când l-a chemat Dumnezeu, Adame, unde ești? Și atunci s-a desconspirat și a trebuit să-L întrebe Dumnezeu, dar de unde știi că ești gol? Aceasta este întrebarea pentru noi. Noi începem să spunem, Doamne, dar n-am cutare. Știți că în spatele fiecărui bărbat de succes stă întotdeauna o femeie care n-are ce îmbrăca. Oricât de mare succes ar avea soțul, femeia tot n-are ce îmbrăca. Pentru că dacă sunt două șifoniere care stau să cadă, lipsește al treilea. Și dacă lipsește al treilea în al treilea șifonier, trebuia să stea grămadă de rochii pentru cină, pentru că ne întâlnim cu Popeasca, cu Ioneasca și așa mai departe. Și ne-am mai îmbrăcat cu rochia asta așa cu 5 ani când a avut majorat alu Rădulească. Și atunci nu putem să mergem la fel. Acestea, fraților, sunt niște scuze. Bineînțeles că am dat-o din partea asta a bărbaților, dar o să vă dau și din partea femeilor. Pentru că suntem egali și în greșeli, nu numai în drepturi. Dar am să vă spun altă dată despre femeie. Astăzi vreau să mă ocup despre acest răspuns negativ la întrebarea care ne bulversează. Ai putut să faci o faptă bună și n-ai făcut-o? Și noi ne întrebăm, dar care faptul? Noi? Cum adică? Păi, dar n-am răspuns noi mereu? N-am răspuns.
Și pot să vă spun cu mâna pe inimă că n-am răspuns niciodată. Dacă veți spune că ați răspuns, vă spun eu de ce ați răspuns favorabil. Ori la cina respectivă era chemat și vreun șef și făcea oarecum prezenta și trebuia să fim, ori știam că acolo sunt oameni în mijlocul cărora noi ne puteam desfășura și a ne arăta oarește talente, ori ne-am dus pur și simplu că oricum nu aveam unde să ne ducem. Vă să zic că și când răspundem la întrebarea aceasta, dacă veniți la cină, cine este gata, noi nu o facem decât de circumstanță. Iată că astăzi, înainte cu 10 zile de praznicul cel mare, de cina Domnului, de chemarea cea mare a omenirii pe care Dumnezeu o face prin Fiul Său născut în iesle, noi suntem pregătiți cu această propunere. Să vedem dacă în sinceritatea noastră răspundem frumos la întrebarea suntem sau nu suntem pregătiți. E bine, nu cred că vom fi pregătiți, dar măcar să recunoaștem lucrul acesta. A recunoaște, să știți că este un lucru atât de important încât Dumnezeu îl acceptă și mai ales ne încurajează mai mult decât am face ceva. Pur și simplu, dacă recunoaștem, Dumnezeu dă putere și data viitoare la aceeași întrebare vom ști să răspundem. Dar noi, ce facem mai departe? Să ne uităm puțin cam care sunt argumentele de care trebuie să fugim. În primul rând, ne-am luat pământ și nu pot să vin. Dacă ne-am luat pământ, veți putea spune, păi da, dar mi-am luat pământ nu pentru mine. Am și eu copii. Trebuie să aibă și ei ce să moștenească de la ta. Imediat argumentul s-aruncă mai departe, în generația următoare. Bun, asta am încheiat. Am luat 5 perechi de boi. E, acum noi suntem liniștiți. Că boii noștri sunt sub capotă, una alta, nu mai discutăm de da, dar de ce sunt 5? De ce sunt 5? O să spuneți că nu erau înainte atelaje cu 580 de cai putere. Nu. Erau 5 pentru că noi avem 5 simțuri. Aceste simțuri ne trag în jos. Aceste simțuri ne dau argumente de tot felul ca să amânăm invitația la cină. Ne trag în jos și intrăm așa într-o spântă lenevire, cum zicea părintea, se zice, dolce farmie. Așa, noi credem că totul este bine și iată că cele 5 simțuri, în loc să ne fie ajutătoarea dezvoltării noastre, devin ca niște dușmani ai mersului nostru înainte. Mai departe, este un argument superb. Mi-am luat femeie și de aceea nu pot veni. Păi, fraților, acest lucru ne duce cu gândul foarte mult la împărțirea lumii în două. Cei care și-au luat femeie și cei care nu și-au luat femeie. Cei care practică un monahism instituțional și care se află lângă cei care practică un monahism social, adică pur și simplu nu s-au căsătorit, și ceilalți care s-au căsătorit. Și o să spuneți, a, da, înseamnă că cei care s-au căsătorit mai greu pot să facă față chemărilor lui Dumnezeu. Și iată că nu este așa. Pentru că ați lua femeie, ar trebui să te încarce de bucurie. Trebuie să mai ieși și pe undeva până să se vaiete ea că n-are cu ce să se îmbrace. Dacă începe ea să se vaiete că n-are cu ce să se îmbrace, vei avea tu probleme, nu ea, pentru că orice ea aduce, până la urmă găsește. Dacă nu vrea să vină, nu spune de la început, bă, nu vreau să vin. Așa mi se ar părea mie corect, cel puțin. Dar prima dată spune că n-are cu ce să îmbrace. A doua oară că n-are cu ce să se asorteze la ceea ce are să se îmbrace. După care zice, păi nu vezi că e prea târziu, cine duce ultimii. Și s-a încheiat discuția. Asta e categoria că și-a luat femeie. Dar sunt și oameni care nu și-au luat femeie și tot nu răspund. Pentru că a-ți lua femeie nu înseamnă neapărat a te căsători, ci înseamnă a-ți lua însoțitor de gând.
ați lua pe cineva într-un dialog cu tine însuți, pe cineva care tot timpul îți servește argumente. Bă, n-ai aia, bă, îți mai trebuie cu tare, bă, e prea târziu, bă, dar e prea devreme, bă, dar se termină prea târziu și mâine ai treabă, un alta. Și de aici începe dialogul. Nu trebuie să-ți iei femeie ca să te cerci. Nu, trebuie să fii atent că te poți certa și de unul singur. Și de multe ori ne certăm de unii singuri mai dihai decât ne-am certat cu cineva. Așadar, iubiți credincioși, invitația la cină este una reală. Nu este lansată de Dumnezeu așa numai la începutul vieții. Nu, este lansată și pe la jumatea vieții și pe la sfârșit. Și este preferată fiecare zi de-a noastră cu câte o chemare. Nu simțiți câteodată câte un gând bun. De asta vă spuneam și altă dată, să țineți foarte mult la primul gând, că ăla-i bun. După care vine răspunsul ticălos. Ai așa o anumită trăire. Să zicem că vezi o imagine a unuia prăpădit și îți vine așa un brânci să te duci să-l îmbrățișești, să-i dai ceva. După care zici, da, bă, da, sau fi bumbeți, va, nu fi cu ta, începe să-l judecăm, gata, s-a ticălos și gândul. Vedeți ce înseamnă? Prima chemare este cea pe care ți-o dă Dumnezeu. Bă, fă și tu o faptă bună. Fă și tu un gest. Acum toți ne lăudăm, facem tot felul de lucruri, ne apropiem de vieții oamenilor. Chiar vroiam să vă spun că o mare bulversare pentru vieții copii este încercarea asta cu cei de la orfelinate și de la cămine. Încercarea asta fantastică, în vremurile acestea toți s-au înscris, acum nu știu dacă mai e vreun copil care să nu plece acasă de Crăciun, în casa cuiva de Crăciun și până la anul nou. Mă, fraților, după o săptămână, vieții copii ce să înțeleagă atunci când se întorc? Măi, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Când luăm pe un copil, să știm ce facem. A, îl luăm o săptămână, de ce? Pentru noi, ca să ne mângâiem niște înclinații materne sau paterne? Păi dacă o facem pentru asta, bietul copil a ieșit din ecuație. Și el ce face după 1 ianuarie? Cui mai zice mamă și tată? Prin ce casă mai umblă? Trebuie să știm că dacă facem un gest, trebuie să-l facem mai mic, dar pe durată mai îndelungată. Nu trebuie să ne forțăm la lucruri mari pe care le face toată lumea, știți, sunt trendurile astea așa, ca la modă. Și e câte o modă, hai să luăm câte un copil. Acum bine, acum vreo 3 luni era, hai să luăm câte un cățel. Le-a trecut, văd că n-au dispărut căței după marginea drumului. Dar vedeți, mergem așa cu cârdul, hai să facem cu tare, hai să facem. Păi, a doua zi, a doua săptămână, a doua lună, putem să întreținem ceea ce am început, chemarea la care am fost chemați. Poate că cel care ne-a chemat la cină nu are cina peste drum. Trebuie să mergem, poate cu vaporul, poate cu avionul, să ajungem la cina respectivă, dacă am zis odată că mergem. Să știți că până la Crăciun, semnalul este următorul. Cina este gata. Stăpânul vă așteaptă. Nu trebuie să dăm răspunsul până în seară, ci acum. Mi-aduc aminte că părintele Arsenie zicea, tată, orice lucru trebuie să-l faci atunci când trebuie. Deci eram în psihiatrie și când mă trezeam, prima grijă era să mă și dau jos din patul al meu făcut din diverse crengi de brad. Pentru că odată, zice, m-am trezit și așa mi-a venit mie un gând să mai stau puțin. De, zice, în acel moment au prins diavolii de veste și m-au aruncat cu crengi, cu tot de era să cad într-o prăpastie. Întotdeauna, atunci când te-ai trezit, să te și dai jos din pat. Ei bine, dacă învățăm lucrul acesta, trebuie să știm că și chemarea la cină nu se lasă pe a doua zi. A zis Dumnezeu, haideți că cina este gata. Am și plecat. Pentru că dacă nu plecăm în momentul acela, ratăm startul. Știți ce înseamnă să ratăm startul? Ratăm tot. Pentru că prima condiție să câștigi o cursă este să participi la ea. După cum prima condiție să treci un examen este să participi la el. Se spune că odată un frate mai strâns la inimă, așa, să nu spun etnic, ca să nu fim acuzați de altceva, s-a rugat Dumnezeu toată viața să-i dea
câștig la loto. Și a ajuns el aproape de bătrânețe și a văzut că Dumnezeu nu i-a răspuns niciodată și într-o noapte s-a rugat atât de profund încât Dumnezeu s-a simțit ca obligat să-i răspundă. Și a zis, mă omule, completează-ți tu măcar un bilet, dacă tu vrei să câștigi. Așa suntem și noi, vrem să câștigăm anumite lucruri, dar nici măcar nu le începem. Spunea și studenților odată, zic, măi, frate, dar voi nici măcar n-ați venit la un examen. Păi nu, că e greu. Bă, dar ați încercat? Trebuie să încercăm. Și încercarea primește din partea cealaltă și din partea lui Dumnezeu, de fapt, primește putere. Noi rugăm pe Bunul Dumnezeu ca măcar astăzi, când mai sunt 10 zile până la Crăciun, să ne pregătim, nu răspunsul, pentru că răspunsul trebuie să fie acum, să ne pregătim atitudinea ca atunci când am auzit cina este gata, să spunem, da, Doamne, ajung înaintea stăpânului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.